În vederea executării conectărilor necesare a conductelor nou înființate în sistemul centralizat din municipiul Medgidia, în cadrul contractului lucrări de execuție conexiune a conductelor de distribuție DN110 mm și transport DN400 mm strada Ovidiu cu străzile Română și Lupeni, Raja ESA va întrerupe furnizarea apei miercuri 22 mai 2024 în intervalul orar 7:21. În acest timp vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: zona Hidrofor Spital, cartier Ostrov, zona Poște și Centru, cartierele Veseur, Berărie și Catanga. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în timp operativ. Totodată rugăm utilizatorii afectați de această lucrare să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Raja le amintește consumatorilor că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sunt efectuate în beneficiul lor pe termen lung și vizează asigurarea unor servicii ireproșabile și implicit creșterea calității vieții. Prin implementarea acestora se realizează îmbunătățirea capacității de transport și distribuție apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor.